Perioada absolvirilor a adus o veste extraordinară pentru reghineni. Tânărul Cătălin Halaț și-a încheiat studiile la Universitatea Politehnică București cu media 10, devenind unul dintre cei 5 șefi de promoție ai renumitei instituții, după ce a studiat la Facultatea de Științe Aplicate. Reghineanul este fost elev al școlii Alexandru Ceușanu, clasa profesoarei Carmen Niculescu, după care a absolvit cu 10 Liceul Tehnologic Petru Maior. Astăzi, prin rezultatele sale incredibile, este modelul unei generații, iar secretul succesului său este studiul individual. Cât de mult contează studiul individual, să spunem? Contează foarte mult să studiezi singur, căci școala nu poate oferi chiar toate cunoștințele care sunt necesare, apoi depinde și ce liceu urmezi. Deci noi am făcut matematică informatică, dar din clasa noastră au urmat toate specializările posibile aproape. Așa că este absolut necesar să studiezi singur ceea ce vrei să urmezi ca să fii pregătit pentru ceea ce îți rezervă facultatea. Trebuie anumită dispoziție ca să poți să faci progrese. Mai ales cum am fost și la destule concursuri și matematică și fizică, acolo trebuie să fii sigur pe tine, să pe loc să-ți dai seama cum ar putea să rezolvi problema. Trebuie să fii destul de creativ pentru asta. După toată munca, studiul și sacrificiile făcute, vin și recompensele. Lucrarea sa de licență va fi publicată de o revistă de specialitate din țara noastră. În plus, datorită rezultatelor obținute, Universitatea din Bonn, Germania, i-a oferit lui Cătălin o bursă de studii în fizică teoretică. Am primit o bursă în cadrul programului de excelență de la Universitatea din Bonn în fizică teoretică. Frumos! Și atunci din toamnă o să merg în Germania pentru a urma acest master. Deci asta, bursa va fi asimilată cu masterul? Da. Va fi un master de 2 ani clasic? Sau? Da, un master de 2 ani, în care unul este cursul și unul este cercetare. Cercetare directă. Și cred că asta e partea cea mai tentantă, nu? De cercetare efectivă. Și statul german suportă cheltuielile sau trebuie să existe și un aport al tău? Universitatea din Bonn suportă cheltuielile. Îmi oferă o bursă fixă pe lună. Dar până să plece în Germania, Cătălin mai are de dat curs unei provocări. Săptămâna viitoare va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Matematică din Bulgaria. Și când toate studiile vor fi încheiate, reghineanul speră să poată profesa în țara sa. Deocamdată vreau să termin masterul, după aceea doctoratul și după aceea, dacă se ivește ocazia, aș reveni în România. Mai ales că acum se fac progrese destul de importante în cercetare. La Măgurele se construiesc cel mai mare laser din lume la ora actuală. Deci, poate pe când termin va fi dezvoltarea mult mai bine dezvoltată aici. Deci ar fi în perspective. Da. Dar Reghin TV vă face același îndemn ca acum 4 ani, când tânărul absolvea liceul din Reghin cu media 10. Rețineți numele de Cătălin Halaț, pentru că îl veți mai auzi în următorii ani. Iar pentru a-l cunoaște mai bine pe tânărul devenit modelul unei generații, urmăriți emisiunea Reghin Exclusiv, duminică de la ora 21.